Bun. Bine ați venit la o zi în traficul din București. O zi în care plouă, în care maxima de azi e de 6 grade. Și nu doar că plouă și 6 grade, dar vântul bate cu undeva între 25 și 30 de km pe oră. E greu tare să încalici cu atât de mult echipament. Așa. Bun. Din punctul meu de vedere, unealta potrivită pentru așa ceva este un scooter. Pentru că ești cu picioarele un pic mai pregătit oricând să te proptești dacă, Doamne ferește, e nevoie. Pentru că ai un centru de greutate mai jos, pentru că e mult mai manevrabil la viteze joase și pentru că sute de alte motive. Oh, Doamne, ce baltă aici. Oh, ok. Wow, ce facem aici? Ok. Wow, ok. 1. Trebuie să te îmbraci cum trebuie. Pe asta am auzit-o cu toții de 1000 de ore, am auzit-o și răs auzit-o. Să te îmbraci cum trebuie înseamnă așa. În cazul de față, când ți-ai pus cască, pentru că evident ai o cască, nu uita să-ți pui pin locul la cască. E o chestie pe care o uităm cu toții. De obicei pin locul pui pe viziera transparentă și de obicei mergi cu, pentru că mergi vara cel mai mult și mergi când e cald, mergi cel mai mult cu viziera aia cool, care este neagră sau iridium sau mai știu eu ce. Da, bun, uită de viziera aia, pune viziera transparentă și nu uita să-ți pui pin locul, pentru că va fi cu siguranță mult mai ușor să-ți vezi de treabă în trafic, mai ales când plouă și este gri afară. Mi s-a întâmplat să ies în trafic și efectiv pe ploaie și să uit să închidă erisirile. Casca pe care o am eu este un HGC Arfa 70. Să zicem doar că m-am spălat un pic pe cap când probabil nu era nevoie. Există niște spray-uri așa micuțe, care sunt spray-uri de impermeabilitate. Aceste spray-uri conțin o substanță hidrofobă și se pot da pe practic orice suprafață. Cu acel spray, eu am dat puțin pe geacă, am dat puțin pe încălțări, am dat puțin pe vizieră. Vă recomand așa, poate n-aveți cea mai dezvoltată garderobă pentru mers pe ploaie, dar dacă măcar vrei să încerci și ai o geacă de touring, pentru că de multe ori geaca de touring este o geacă bună pentru primăvară, toamnă, perioadele un pic mai reci, da? La geaca asta de touring, tu poți să adaugi încă un strat de impermeabilitate dat de acest spray. E foarte simplu, ai dat-o cu spray, după care o lași 20 de minute, jumătate de oră să intre în țesătură acel spray, pentru că da, vorbim de o geacă de touring din material textil. Și după aia o să vezi că te vei uda mult mai puțin. Mănușile! Nu uita să îți iei mănușile de iarnă! Și nu uita să pornești încălzirea în mânere atunci când o ai, cum eu am eu aici. Nu e rău să aveți niște mănuși de iarnă care, deși sunt groase, să se poată da ușor jos și să se poată pune la loc jos. Pentru că poate, cum e la mine, degetul arătător, unde era suprafața aceea pentru touchscreen, a început să se ducă, astfel că nu mai pot opera telefonul poate la nevoie. Dacă să zicem că ești livrator și ai nevoie să livrezi ceva rapid sau să tastezi ceva rapid pe telefon, să știi că e nasol să ai niște mănuși din astea pe care le dai greu jos, le pui greu. Deci când cumperi, mergi și probează-le și asigură-te că le poți da cu ușurință jos și că la fel de ușor le poți și pune la loc. Pantaloni. Ați văzut, eu port acești pantaloni, suprapantaloni. Da, nu arăți ca cel mai sexy, elegant motociclist din lume, unul la mână, dar este atât de eficient din două puncte de vedere. Unul, pentru că nu intră apă și doi, pentru că fiind dintr-un nylon foarte gros, sau nu știu exact din ce sunt făcuți acești pantaloni, dar așa pare a fi un nylon foarte, foarte, foarte gros, fiind făcut dintr-un astfel de material destul de rezistent, aceștia sunt de la Oxford pantalonii, cumva ei țin și curenții de aer deoparte acești pantaloni, fapt la care nu m-aș fi așteptat, mă așteptam să fie destul de friguț în ei așa, chiar dacă pe dedesubt, din nou, eu am și pantalonii mei cu protecții. Acum, ca accesorii pentru ploaie, excelent ar fi să ai și o păturică din aceea, un tucano din acela. Având o astfel de păturică, n-ar mai fi nevoie să mai ai pantalonii impermeabili și te-ai scuti cumva de niște chestii. Ce vedeți jos? Marcajele acestea albe reprezintă inamicul tău numărul 1, mai ales pe ploaie, pentru că ele reprezintă o schimbare în aderență. Poate până atunci tu ai aderența X și apoi se bagă un domn cu un Audi în față, e ok. Și după ce ai călcat peste un astfel de marcaj, anvelopa prinde un pic mai multă aderență sau dimpotrivă un pic mai puțină aderență, în funcție de cum sunt aceste marcaje albe făcute, pentru că diferă și compoziția din ele și astfel diferă și comportamentul
motocicletei tale atunci când treci peste aceste marcaje, să nu bruschezi motocicleta sau scuterul peste aceste linii, capacele de canal și liniile de tramvai. Bănuiesc că nu trebuie să vă mai spun de ele, în perioada aceasta devin extrem de alunecoase și este bine să fii atent. Asta înseamnă că nu te lăsa foarte mult pe stânga și pe dreapta. Asta cred că este intuitiv. Dar atenție, asta nu înseamnă că nu trebuie să te lași deloc și să nu poți să iei un viraj în siguranță. Nu, trebuie pur și simplu să înțelegi că nu trebuie să faci manevre bruște. Dar pentru că acum este ud pe jos, îmi gândesc dinainte slalomul. Nu mai fac mișcările ultra mega rapide cum știu eu că poate acest PCX de 125, care e super tare pentru manevrat în oraș și mai ales pe vremea ca aceasta, pentru că este ușor și nu-ți pune mari probleme la manevrabilitate la viteză joasă. Dar acum, pentru că este ud pe jos și nu doar pe jos, ud în atmosferă, ud pe jos și așa mai departe, și iată, se bagă oamenii în fața ta, mai frânează, mai cine știe ce. Nu mai fac nimic care să bruscheze scuterul. Totul este gri. Asta înseamnă că eu pe un scuter gri mă pierd foarte ușor în mulțime. Și dacă mă pierd foarte ușor în mulțime, înseamnă că mulțimea nu mă vede. Gândiți-vă la o chestie. Oamenii când sunt în mașină și merg cu mașinile, zgomotul apei de la roți deja acoperă ceea ce se întâmplă în jurul lor. Atunci când tu vii cu un scuter negru de 125 care nu face cine știe ce gălăgie și încerci să te bagi sau să treci mai pe lângă ei, că te gândești, lasă că mă vede domnul pe patru roți, gândește că din perspectiva domnului pe patru roți nu mai e atât de ușor să vadă în jur. Domnul cu BMW m-a văzut, mulțumesc, eu doamnă. Oh. Când ești în astfel de condiții și se întâmplă poate să urmeze să oprești la un semafor, uite-te în jur, în stânga și în dreapta și vezi, și mai ales în spate, și asigură-te că nu ai pe nimeni în spate. Când te apropii de roșu, încearcă să pui frână, nu neapărat în ultima clipă, dar încearcă să pui un pic o frână un pic mai bruscă pentru a vedea cam care este aderența. E bine să ai cunoștința acestui lucru ca să știi într-o urgență, domnule, pot să opresc sau nu pot să opresc sau stai puțin. Chiar dacă pare a fi o situație de urgență, nu trebuie să bag mâna complet în frână, pentru că atelajul meu, scuterul meu în cazul de față, poate opri fără mari probleme. Gândește că nici tu e posibil să nu vezi și să nu auzi atât de bine în jurul tău. Așa că, poate dacă de obicei îți place să mergi cu căști în urechi, pe perioada aceasta lasă căștile, e mai sigur așa, unul la mână. Și doi la mână, apropo de a fi văzut, știu că arată destul de tocilăresc așa, dar nu renunța la acest echipament de vizibilitate mare, la fel cum este, cum sunt pantalonii mei. Dar pentru că e un 125 cu 12 cai putere, o să accelerez aproape la maximum și nu mă simt în foarte mare pericol. Din nou, reiterez, un scooter de 125 este excelent pentru oraș. Evident, oh, ia uitați chiar acum se întâmplă, voiam să vă zic să aveți grijă la modul în care asfaltul fuge de sub tine. De asta nu e bine să ai foarte mare viteză când mergi în astfel de condiții, pentru că, vai de mine, ăsta e asfaltul din București, da? Uitați-vă cum se strânge apa acolo. Uitați-vă cum e făcut un șanț. Apa e în stânga, în dreapta, pe mijloc e o creastă așa de asfalt. Ei, gândiți-vă că dacă mergi repede pe aici, pe ploaie, e posibil ca undeva în apa asta, în șanța asta pe dreapta, să fie o denivelare și mai mare, care poate te aruncă în bordură sau mai știu eu ce. Un alt lucru important pe care mulți dintre noi îl uităm, gândește așa că poate când vei ieși pe o vreme ca asta, tocmai ce se va fi terminat sezonul rece, să zicem că a venit primăvara, la fel cum este acum, e o primăvară ploioasă, și vrei să ieși să te plimbi. Nu uita să faci o presiune la roți. Știu că sună ca ceva la mintea cocoșului, dar de multe ori de entuziasm, mai ales când ești începător, uiți să faci o presiune la roți și atunci ieși în trafic și parcă simți că nu se manevrează cum ar trebui utilajul tău. E, fă întâi o presiune, asigură-te că totul este în specificațiile producătorului sau în specificațiile producătorului de anvelope. Bun, cam asta e din experiența mea cu mersul pe ploaie. Dacă mai sunt oameni mai experimentați care mai au și alte trucuri pentru mers pe ploaie, vă rog, împărtiți-le cu noi în comentarii, cu siguranță vor fi binevenite de începătorii care abia acum se urcă pe două roți și care poate au nenorocul sau din potrivă, de ce nenorocul? Poate norocul să meargă un pic și pe ploaie. Consider că și în ciuda acestui lucru și în ciuda faptului că este ploios afară și că nu e neapărat cel mai confortabil, ce s-a întâmplat aici? Singura chestie care mi s-ar părea nasoală mie e că ajung undeva și va trebui să mă dezbrac de tot acest echipament. Dar în rest,
confortul perceput mergând astfel, vă jur că nu mă deranjează deloc. Acum mă duc până undeva, trebuie să iau turbina de la mașină, să o duc la reparat, la recondiționat și după aceea ajung acasă, deci mai am vreo o oră de drumuri de făcut, dar mă bucur că pot să le fac eficient pe două roți, pentru că dacă aș sta să fac drumurile acestea pe patru roți, nu mi-ar lua numai o oră să ajung de aici până în Colentina. Doamne Dumnezeule, cred că mi-ar dura o zi întreagă sau ceva de genul ăsta. Deci, dacă pentru tine e mai valoros timpul decât confortul, atunci chiar și așa poți merge pe scooter fără probleme. Iluminatul ăsta LED arată super amenințător pe PCX-ul de 125. Se pare foarte tare stopul acesta, așa un pic în X. Mă duce cu gândul la ceva din Star Wars, nu știu de ce. Ca idee, noi acum suntem pe niște străzi iluminate destul de ok. Pe măsură ce vom intra pe niște străduțe mai puțin luminate, o să vedeți cât de bine se vede în față. Iată, facem dreapta aici, dar vedeți, e aproape, nu vezi nimic, deși e parcarea de lângă sala palatului, nu e, e foarte slab iluminată. Și asta e doar lumina scooterului. Uitați cât de bine bate acolo în clădire. E super bine, e lumină albă, foarte frumos împrăștiată. Semnalizare, hop. Așa, când auzi scooter de 125, te gândești că nu va ilumina prea bine ambientul în fața ta atunci când mergi noaptea, dar iată, nu este cazul. Bordul, mi se pare că îți pune în evidență exact informațiile de care ai nevoie și anume, după cum vedeți acolo, viteza foarte mare. Și, evident, nivelul carburantului, care acum e cam scăzut în cazul de față. Deci și noaptea, PCX-ul de 125 este o variantă bună.